Ponturi și pariuri analizate pentru azi 8 iunie. Așadar avem bilet cotă 300 plus, bilet cotă 10, bilet din GG-uri format doar din GG-uri cotă 11 pentru azi și bineînțeles biletul și pontul zilei. Așa arată biletul pentru azi de la strategia 100 de milioane. Seria o aveți aici jos, iar cei care a spariat biletul de ieri de la această strategie, grijă mare pentru că stăm destul de bine, primele 5-6 au ieșit verzi. Bineînțeles că a fost o zi bună ieri, aveți biletul zilei, cotă 10 plus, așa arată prima parte a biletului și a doua parte cu seria care aveți jos aici, pe care o aveți jos aici. Apoi continuăm cu biletul zilei GG la Betano, am forțat aici cu o cotă de 11, 25, 21. Pontul zilei care ieri a fost câștigător, bineînțeles, fără emoții, așa cum vă spuneam, iar pentru azi zilei este Jasmine Paulini comite mai multe duble greșeli decât Iga Jiontek. De ce? Pentru că până la urmă este jucătoarea mai scundă, a jucat mai multe minute, este mai obosită, plus că media sa de duble greșeli este mai mare ca lui Jiontek. Drept urmare la acest turneu, Paulini a comis 11 duble greșeli în 6 partide în timp ce poloneza a comis doar patru duble greșeli în același număr de meciuri: cota 1,62, mai multe duble greșeli, Jasmine Paolini. Apoi acesta este biletul zilei de ieri, câștigat, sper că l-ați pariat și voi, și biletul din GG-uri, câștigat și el, unde deja avem un profit frumos, de 550 de lei, ceva de genul după primele 5 bilete, pentru că ne-au ieșit 2 din 5. Da? Apoi avem biletul zilei pentru azi, 8 iunie, plasat tot la Betano, vă spuneam, Jasmine Paulini, mai multe duble greșeli. Ungaria câștigă la egal pariu, se rambursează cu Israel și Slovenia ar trebui să o bată fără probleme pe Bulgaria, pe care noi nu am fost în stare să o batem. Noi n-am fost în stare nici pe Liechtenstein, dar asta este, asta este valoarea României și mentalitatea de a ataca. Noi și că contraatac, asta e marea noastră problemă. Nu uitați, di seara la ora 7 pe Facebook, Nicolae Vasile va aștept să facem un live pentru a pregăti niște bilete la Euro 2024. Cei care doriți să vă faceți con la Betano, vă las link în comentarii primiți acolo un bonus la m, fără depunere pentru deschidere de cont la Betano. Până data viitoare, nu uitați, pariați responsabil, păreați cu cap!